Bună ziua, bine v-am regăsit la Adevărul Live. Continuăm seria de interviuri cu candidații la președinție. Anunțați oficial sau nu, de data asta în studio Adevărul Live se află unul dintre primii candidați care și-a anunțat oficial candidatura la președinția României ca independent, cu toate că este europarlamentar PDL. Doamna Monica Macovei, bună ziua, bine ați venit în studio Adevărul Live. Bună ziua, bine v-am găsit. Lângă mine se află și Dan Marinescu, redactor șef Adevărul. Avem o serie întreagă de întrebări, așa că putem începe cu candidatul la președinția României, întrebări de candidat. Așadar, Dan Marinescu, știu că ai o listă foarte lungă de întrebări și începem interviul, practic. Da, o întrebare, să zic, de deschidere, așa. Cum ar arăta România președintelui Monica Macovei? Minunat. N-ar mai fi contracte cu statul, ca să spun așa direct. Justiția ar merge în continuare foarte bine și ar evolua, pentru că avem un grup care din justiție care funcționează foarte bine, după cum vedem. Dar asta trebuie să extindă la justiția din toată țara. Mai departe, educație și sănătate, care pentru mine sunt fibra națiunii și în care stăm foarte prost și în care de atâția ani de zile se tot spune că se fac reforme, dar până la urmă lumea simte și vede că e la fel de prost, încât și cuvântul reformă deja a devenit gol de conținut. O lume de corectitudine, da? Competiții corecte, intrarea la școală corectă, bacul corect, corectitudine, care înseamnă reguli pe care le respect și toată lumea știe. Transparență înseamnă, iarăși reguli clare, previzibile, transparență și să vedeți ce Așadar, vine în toate. Argumentul dumneavoastră principal, din imaginea pe care o aveți până acum, este totuși justiția. Cel puțin așa, sub sloganul acesta al independenței justiției, ați mers și în campania pentru europarlamentare. Dar... Eu invoc justiția pentru că aici toată lumea a văzut ce am făcut și știe și vede unde suntem. Da? Și atunci spun cu aceeași determinare, cu aceeași hotărâre și capacitate cu care unor încăpățânare, că n-a fost chiar ușor, cu care am pornit pe acest drum și vedeți unde am ajuns, am dovedit deja că pot. Voi face și celelalte. Asta vreau să vedem dacă vă simțiți pregătită și pentru celelalte. Și cu integritatea pe care o aduc în spațiul politic. Știți cum e cu pregătirea? Te pregătești. Eu am devenit ministrul justiției când lucram în Sarajevo pe reforma justiției acolo, în Bosnia-Herțegovina și pe drepturile omului. Și am devenit ministrul justiției. Nu știam ce este experiență administrativă. Nu lucrez într-un minister vreodată. Și am învățat. Am lucrat în multe locuri în viața mea, în România, în străinătate, și am învățat. Iar acum nu mai spun că nu mai e străină. Acum sunt, cum să zic, mult mai înăuntru lucrurilor. Da, deci sigur că trebuie extins la tot ce înseamnă preocupările țării, da? Inclusiv sigur, partea economie, da. Economie. Eu am și făcut deja un plan de viziunea pentru țară, pe toate domeniile. O să-l fac public, îl mai cizelez. Cu ajutorul unor oameni, cu specialiști, evident. Dar acum vreau să spun că și în platforma reformiștii, tot așa am făcut pentru țară, de exemplu. Bugetul educației 5% și altele. Corelarea educației, programelor de educație sau politicilor de educație cu cerințele pieții, ceea ce e foarte logic pentru oricine, că altfel scoatem șomeri de la școală. Cred că totuși una dintre întrebările fundamentale este, deși sunt foarte mulți candidați anunțați oficial sau nu pe partea dreaptă, dumneavoastră v-ați hotărât să intrați chiar din postura de europarlamentar PDL. De ce ați făcut acest pas înaintea, de exemplu, candidatului, înainte ca PDL să-și aleagă candidatul oficial? N-am avut niciun calcul că o fac înainte sau după. Pur și simplu, atunci când am luat decizia, am anunțat-o. Fiindcă oricum timpul e foarte scurt. Era clar că nu voi fi eu acela, pentru că nu au refuzat chiar să ia în calcul la evaluarea candidaților. Și am luat această decizie. Acum, de ce am anunțat-o ieri și alaltăieri și n-am stat încă două zile până anunței, nu văd.
nicio legătură. Adică eu fac propria mea, îmi iau deciziile și n-aveam să mai stau. E interesant pentru că, vă dați seama, toată lumea politică face calcule și are strategii pentru ei toate... Asta e, eu fiind curcat pe unii, da. Da, toate anunțurile astea au un scop, sunt făcute atunci și nu altă dată pentru ca să atingă... Nu, eu în clipa în care am decis, am vrut să anunț public și să încep la treaba. Asta este, eu nu fac strategii din astea, nu știu, sofisticate, să dau nu știu cine sau să protejez pe cineva, nu. Imediat ce v-ați anunțat candidatura, ați avut și un prim opozant și mă refer la președintele Traian Băsescu. Chiar în ziua în care ați publicat pe internet acel mesaj în care vă anunțați intenția, președintele a fost invitat la un interviu în care s-a luat de toți candidații, inclusiv de dumneavoastră, spunând că nu înțelege de ce candidați, că slăbiți șansele dreptei și că reforma justiției nu puteți să spuneți că ați făcut-o dumneavoastră, că au făcut-o oamenii din sistem. Cum îi răspundeți președintelui? Nu răspund președintelui. Acum, haideți să discutăm de candidații drepte, da? Că asta e cel mai important. E o întrebare care se pune tot timpul. În opinia mea, un singur candidat pe partea dreaptă este foarte riscant. Și cred că pe partea dreaptă trebuie să fie mai mulți candidați și cel mai bun va intra în turul 2 și eu spun că sunt singura care pot să-l bat pe Ponta. Că... De ce? Dom'le, voi, nu vreau să-mi critic. Nu, v-am auzit spunând asta și ieri. Da, păi da, pentru că... Care sunt argumentele dumneavoastră? Deci, eu știu și parte națională, am și realizări pe plan național și pe plan internațional, nu știu ce înseamnă Uniunea Europeană. Pentru că tot ce înseamnă justiție, de pildă, unde el se tot pronunță, se antepronunță, este împotrivă, vrea să distrugă, iarăși este un adversar foarte bun și după cum vedeți, eu îi sunt lui un adversar foarte bun și după cum vedeți, mă atacă în toate felurile, ceea ce înseamnă, nu, că, cum zicea Churchill, ai dușman bravo, înseamnă că ai făcut ceva în viață. Da, ați avut aceeași meserie? Ați avut aceeași meserie? Nu, da, am putere, am replica, am energia, am... Da? Și mai e ceva. Deci nu divizez dreapta. Eu aduc pe partea dreaptă, dar pe oricare până la urmă, că nu sunt unele subiecte, adică nu sunt de dreapta sau de stânga, aduc electorat care este dezamăgit de partide și care nu merge la vot de ani de zile și care acum... În opinia mea, va ieși la vot. Nu știu în ce proporție, dar va ieși la vot la candidatura mea independentă. Mizați pe publicul care nu votează de obicei? Sunt... Eu aduc la vot și din partii, și din cei care au votat tradițional sau în file, au mers mereu la vot pe partidele cu filozofie de dreapta, sau și pe ceilalți, și o să explic de ce spun și ceilalți, și pe cei care, da, și pe cei care nu merg la vot. Dar cum s-a întâmplat și la europarlamentare, unde tot așa, un anumit procent, cred că 3% din voturile PDL au venit de la oameni care nu... Merg de obicei la vot. Dar Marinescu aici prezent în studiu are o teorie... Că a fost mereu văzute și în partid ca... altfel decât partid. E, apropo de partid, Dan spunea ieri că doamna Macovei ar putea să rupă inclusiv cel mai mult din voturile pedeliștilor care nu se simt reprezentați. E corect? Da, odată de acolo și a doua am spus de la Partidul Mișcarea Populară, fiindcă vreți, nu vreți, în continuare o bună parte din public vă percepe ca unul din oamenii de bază ai lui Traian Băsescu. Cel puțin care a pornit... Ce înseamnă de pază? Ați pornit cu el atunci la reformarea societății. Lumea asta știe. Erați în echipa aceea. Ați și fost alături de președintele actual pe scene în campanie electorală. La referendum. Deci lumea nu va, încă nu v-a separat de imagine. Ne ajută președintele. Apropo de asta, ce... stați un pic, deci am apărat statul de drept și legea, acum e serios. Da, și da. La ultimul referendum despre asta este vorba, da, poate sigur. Înțelege toată lumea odată, da? Asta am apărat. Deci nu o persoană. Cum? Nu o persoană, sigur. Dar asta și sărit, și comunitatea internațională, despre respectarea legii, asta înseamnă statul de drept. M-aș întoarce la argumentele cu dreapta.
și la de cine iau voturi. Eu nu gândesc așa, că iau de la partidul cu tare sau cu tare. De la cei care cred ca și mine în aceleași lucru. Hai să nu mai furăm din banii publici, hai să fie o competiție corectă în economie, hai să facem investiții pentru că atunci să dăm investiții pentru că atunci sectorul privat va crea locuri de muncă, hai să facem sănătatea să fie foarte bună. Aici nu ești de stânga sau de dreapta, sau e din partidul X sau Y, da? Poți să vii din afară oricărui partid. Sau de pildă sănătate, da? Mi-aduc aminte baronul Doicu, nu? De Mehedinți, care avea contractele pentru 75% din achizițiile publice, pe sănătate din Mehedinți. Deci nu se poate așa ceva. Dar aici, iară, s-ar putea să voteze și oameni care acum se numesc de stânga. Ei numim de stânga, da? Că nu cred că nu le convine să stea fără o sănătate proastă. Apropo de oameni, educație proastă. Apropo de oameni care vă votează. Eu gândesc la oameni și la principii. Eu am arătat mereu că sunt onestă, că sunt curată, că ceea ce fac spun, trag la greu, țin la greu, îmi urmăresc cu perseverență obiectivele, am suportat o grămadă de insulte și de injurii, am fost scoasă și din guvern de Tăriceanu, că nu vreau să semnez ilegalități, m-a trimis afară să mă gândesc să semnez. M-am tot după jumătate de oră, semnez, nu. Dacă e ilegal, e ilegal, mă poți ține afară și 5 ore. Ați fost, adică am trecut prin toate aceste lucruri. Ați fost intimidată, spuneați, de încercarea de intimidare a domnului Voiculescu la un moment dat? Da, m-am găsit într-un colț fizic, da, la Senat, pentru legea de neam. Acum adică vine cineva așa spre tine și tu te faci pași în spate până când, că nu vrei să-l lasă să se lipească de tine, până când ajungi în colțul camerei. Și atunci te blochează. Nu vreau să zic agresiune fizică, dar era pur și simplu, aveam... Da, păi, bun, și ce v-ați zis? Efect? Să promit că modific ceva la legea DNA. Uh-huh. Da, eu de ce zâmbesc? Deci, toate astea, cum să zic, când vrei să faci lucruri mari și importante, se întâmplă. Unii au putere să reziste sau chiar să o ia cu umor, cum sunt eu, alții nu. Deci nu poți să faci nimic important fără să-ți iei riscuri. Dar câte discuții au fost atunci? Obișnuim la Adevărul Live să luăm întrebări și de la cititori, sigur, care pot pune întrebări în timp real și încurajăm pe această cale și acum. Deja avem mai multe întrebări, una dintre ele vă pun acum. Laurențiu Petrila, sau Petrilă, bună ziua, mă numesc Laurențiu Petrilă. În absența lui Mihai Răzvan Ungureanu, probabil voi vota cu dumneavoastră, dar vreau să știu la ce compromisuri imense se referea Traian Băsescu. Fără eludări diplomatice, vă rog. Este o întrebare de la cititor, așa despre cum... Despre mine compromisuri? Da, da, a zis așa ceva, că ați făcut compromisuri. Când? Hai ca să răspundem direct, că nu atât este întrebarea, eu am citit-o exact cum am primit. Nu, eu pot să bănuiesc, dar nu răspund eu în locul dumneavoastră. Nu, deci care, dar la ce se refera? Păi, cred că la faptul că ați rămas în PDL, și că ați acceptat să fiți europarlament. E foarte simplu, eu eram în PDL din 2009. Da? Eram în PDL din 2009. La alegerile interne am candidat cu reformiștii, am pierdut, a câștigat Vasile Blaga. Eu chiar credeam că, cum să zic, n-aș fi vrut să câștige niciunul din ceilalți, nici Udrea, nici Blaga. Da? Credeam că pot să câștig și a fost o ofertă pe care am făcut-o partidului. Și să-l schimb în bine. Bun, dar dacă pierzi o competiție, îți iei jucăriile și pleci. Deci, eram în partid, n-am intrat în partid ca să mă pună pe listă, eram în partid, am dus lupte grele cu statul de drept și altele în partid, a câștigat altcineva, n-am câștigat eu, da? De ce să plec din partid? N-am făcut niciun blat, că tot aud și în perioada aia, spunea PSD-ul, că am făcut blaturi sau ce blat să fac? Blatul este o înțelegere ascunsă, da? Și așa, pare ilegală. Ce blat să fac? Când eu am terminat mandatul anterior cu... prima, cum să zic, de departe, am de 10 ori mai mult sau de 30 de ori mai mult decât alți europarlamentari români ca activitate. Niciunul. Dar de ce era să plecă? N-am câștigat alegerile? V-a sugerat Traian Băsescu, sau cel a sugerat Traian Băsescu, că ar trebui să părăsiți inclusiv funcția de europarlamentar dacă vă anunțați candidatura așa cum ați făcut. Da. Știți că eu sunt cu legea și cu principiile și cu... nu este nicio incompatibilitate și nicio interdicție și nu mi-aduc aminte că vreun candidat de președinte până acum în România să fi făcut asta, dar lăsând o parte exemplele, da? Eu fac și ceva diferit, dacă nu e legal.
De ce o să plec din funcția de europarlamentar când o să devin președinte? Bun. Se adună întrebările, dar continuăm cu cele ale... Sper că el a lămurit, Laurențiu. Vă mulțumim în numele lui pentru răspuns. Doamna Macovei, punctul dumneavoastră tare în campania asta este justiția. Ați fost procuror, apoi ați fost ministru al justiției, știți despre ce vorbiți. Și vă întreb foarte concret dacă la ora actuală justiția din România este independentă cu adevărat. Înainte de a răspunde la întrebarea asta, v-aș spune că punctul meu forte este integritatea pe care o aduc pe scena politică, de care toată lumea s-a convins, este capacitatea de a face lucruri pe care le-am dovedit deja că le-am făcut. Adică nu vin pentru prima oară, dați-mi puterea și o să vedeți ce o să fac. Oamenii au văzut că ce-am spus că fac. Deci integritatea, capacitatea și asta folosesc pentru a pune în fapt ceea ce zic, numesc eu obiective pentru țară, din toate domeniile. Și m-am un atu față de alți candidați. Eu am obiective atinse, realizări, cum se spune, și în România, și pe plan internațional, și în Parlamentul European, de exemplu. Bun, și în alte locuri unde am lucrat, în Balcan, de pildă, unde am construit instituții și așa mai departe. Deci toate astea le-am făcut deja. Le-am făcut, am dovedit. Și la nivel național, și la nivel internațional. Asta vreau să spun. Reforma justiției. Da, este independentă și așa am început din 2005 prin legi care se le dea toate garanțiile de independență. Vă aduceți aminte pachetul acela de schimbarea celor trei legi ale justiției. Sigur că e un drum lung de la lege la pus în practică, dar aici am tot tras, împins, vorbit, în fine. Și vedeți că după niște ani lucrurile s-au întâmplat și tot timpul judecătorii și procurorii au auzit de la mai multă lume: fiți independenți, nu contează pe cine investigați, da? Nu ajunge să le spui odată, după ce vii o perioadă din 2004 de până sub Năstase, când ați văzut la ședințele de partid se stabileau inculpații. Și au început, da? Început să facă, a văzut că nu se întâmplă nimic, că e bine, da? Adică, cred că... Există o dezinhibare, deci, adevărată. Da, e o dezinhibare. Și acum se văd și rezultatele și în instanțe. Îmi pare rău că atât de târziu. Pentru că procesele au durat ani de zile. Lotul transferurilor cu fotbaliștii a durat 8 ani de zile. Au fost trimiși în judecată de DNA în 2006. Da? Ce avem acum cu Voiculescu? E de 6 ani. Da? Toate celelalte au durat ani de zile. Da? Acum de 2 ani se văd, nu pentru că sunt ca ani anume, de ce 2014-2012, ci că pur și simplu au ajuns la ultimul recurs și se judecă. Este irreversibilă această dezinhibare a judecătorului și independența asta a justiției câștigată în acești ani? Este irreversibilă? Pentru sistem, nu. Și asta am spus mai devreme. Deci avem un grup de judecători și procurori care sunt pe acest drum. Nu pot să spun că toți judecătorii și procurorii din țară sunt corecți, profesioniști și fac la fel. Și vedem că foarte des avem tot cazuri făcute de DNA și condamnări în instanțe de judecători sau procurori corupți pe care îi prind, da? Ceea ce iarăși e bine, bine că sistemul funcționează și se curăță, da? Asta am vrut. Deci nu tot sistemul, ci un grup. Acum ideea este ca acest grup să-l menții și să se extindă. Să fie cât mai mulți la fel judecători și procurori. Așa cum o să vă răspund la irreversibilitate. Cu PSD-ul la putere, e un risc foarte mare să rămână destul de puțini, iar majoritatea sistemului sau cel care acum nu este pe drumul acesta va fi, cum să zic, nu va mai porni pe drumul ăsta, pentru că noi vedem toate declarațiile publice împotriva justiției, toate actele împotriva justiției, toate afirmațiile. Aduceți aminte cum a oprit Ponta dosarul cu presupusul fals de la bacalaureatul de la liceul din București, da? Printr-o declarație.
și s-a oprit ancheta și altele. Am avut ieri aici un interviu cu domnul Klaus Iohannis, îi puneam câteva întrebări pe diferite probleme care macină societatea românească în ultimul timp. Dan Marinescu, știm foarte bine, a răspuns domnul Iohannis vis-a-vis de gazele de șist, Roșia Montană, etc. Sunt deja aceste întrebări de la cititori. Le am și eu aici, deci putem să le... Dar eu sunt constant, eu din 2010, cred că de când a apărut problema cu Roșia Montană, nu mi-am schimbat poziția. Haideți să vedem întrebările cititorilor și încercăm răspunsuri scurte, tocmai ca să luăm cât mai multe întrebări de la ei. Cornescu Bogdan întreabă, pentru mine este important ca președintele de dreapta pe care l-aș vota să aibă o anumită abordare în legătură cu unirea cu Republica Moldova. Care este poziția doamnei Macovei față de unire? Da, sunt pentru unirea cu Republica Moldova, cu frații noștri de peste Prut, însă trebuie să o facem atunci când se poate. Iar eu, 5 ani de zile, am fost președinta Comisiei de cooperare dintre Parlamentul European și Republica Moldova și am fost acolo foarte des și la alegeri și la în alte ocazii. Am avut un rol vital în obținerea vizelor pentru ei și pe drumul, în fine, până la semnarea acordului de asociere. Dar trebuie să o faci când se poate. Așa, haideți să vă spun, în 90 se putea, pentru că ai nevoie de un consens, nu de un consens, de lucrat diplomatic la nivel internațional. Plus un context. Plus un context. Pe un context. Să zicem că acum eu m-am gândit că ar fi cu ce Federația Rusă. Nu știu. Mm-hmm. Eu vreau să spun că 90 se putea. Și mie îmi spun tot timpul și nemții și alți colegi în Parlamentul European, de ce nu v-ați unit în 90? 90 se putea. Americanii au zis da, nemții au zis da. Și a venit Znegur, era președintele, și a stat în aeroport. Deci el vroia, așteptam să zică Iliescu. Și Iliescu a stat 4 ore și l-a sunat pe Znegur și i-a zis nu. Și Znegur a plecat la Chișinău. Cam asta e pe scurt, ca să știe cine vrea unirea. Trebuie un context, dar până atunci suntem împreună și îi ajutăm cum putem și... Încă un răspuns scurt la o întrebare de la un cititor. Ioana II întreabă ce politică veți aborda pe problemele majore care au scindat societatea, exploatarea cu cianuri, gaze de șist, etc. Cu exploatarea cu cianuri, poziția mea este constantă din 2010. Sunt împotriva exploatării Roșia Montană Gold Corporation. Am scris, am publicat pe blog, am analizat documentele împreună cu cei de acolo. Deci s-au făcut multe ilegalități, adică din mai multe puncte de vedere. Plus că nu sunt de acord cu cianura acolo, în acel loc și... În fine, am multe argumente, dar nu cred că vreți să intrăm. Da, adică da. Se va construi acel bazin de foarte mare. Nu se poate să-l ține fisurat, adică să spui că nu se va fisura niciodată. Dar cu exploatarea resurselor naturale sunteți de acord în principiu? Adică, înțeleg, aici e un caz mai complicat, se face exploatarea aceea cu cianuri, poate cauza mediului. Plus multă corupție, plus eu am văzut cum s-au extins perimetrele pentru avizele de explorare. Dar ilegal. Ca principiu să exploatăm aurul pe care îl avem, sunteți de acord? Nu am o problemă cu asta. Sigur că el, știm că nu se duce direct pe RAV la Banca Națională, că Banca Națională e obligată să-l cumpere la prețul pieții. Deci nu facem ceva. Acum că-l ții acolo sau că-l exploatezi, probabil să-l exploatezi într-un mod sigur pentru oameni. Asta e. Sigur și nu este nimic mai important decât viața unui om, sănătatea unui om. Deci orice pune în pericol asta, nu se face pe scurt. Și gazele de șist? Problema gazelor de șist, știți că e pusă mereu în asociere cu celebra tema independenței energetice a României, care, iată, revine acum, mai ales în contextul ce se întâmplă în Ucraina. Deci, ce părere aveți aici? Aici, tehnic, eu încă n-am înțeles pericolul ce, atunci când faci o fractura hidraulică, ce alte substanțe mai intră și cum dispar, dacă dispar, adică cum se... Și iarăși am înțeles că e o diferență între situația în care forezi deasupra pânzei freatice sau sub pânza freatică, deci aici mai am nevoie de ceva de specialitate. Expertiză. Să-mi explice, după cum vedeți, deja m-am interesat și... Dar oricum aici, cu resursele naturale,
mă gândesc de mulți ani la o soluție, m-am uitat la ce fac și norvegienii. Așa, gazele exact. Naturale sunt ale noastre, gazele naturale, bogățiile naturale, bogățiile subsolului sunt ale noastre. Fie ale noastre, ale poporului, fie ale tale dacă s-au găsit la tine în curte, cum e în Statele Unite, dacă ți-ai găsit petrol. Și atunci ar trebui ca oamenii toți dintr-o țară, plus proprietarul, dacă e la el în curte, să beneficieze de o cotă parte din aceste, din profit, să zicem. Da, da? Corect. Sau comunitatea, da? Dar nu să se înțeleagă aici că vrea cineva să o cumpere. Repet, eu mă refer la exploatare care să fie safe pentru oameni, să nu le pună în siguranță pentru oameni, să nu le pună viața în pericol. Deci nu vreau să spun dă viața pe bani, da? Să fie în siguranță exploatarea, fără a fi pus în pericol viața și sănătatea oamenilor și, în plus, să beneficieze cu toții de aceste bogății. Deci, vorbeați de Norvegia, vă gândiți la un fond special în care să vină, cum de exemplu, ei, da, banii din aceste exploatări ale resurselor și să fie direcționați spre educație, sănătate, nu mai treacă... Da, unor mai primesc și oamenii cât un cec acasă, da, depinde, dar sunt redicționați, da, spre aceste domenii, de pildă, beneficiază toată lumea. Asta e ideea, să beneficieze toată societatea, nu numai o companie. Da, iată, se repetă întrebările care au fost și ieri pentru domnul Iohannis de la cititori, cât și de la noi. Mă interesează cum vede doamna Monica Macovei politica externă, axa Londra-Washington, care ar trebui să fie atitudinea și relația României cu Rusia. Sunt întrebări pe care le aveam și noi pregătite, dar iată, cititorii nu iau înainte. Da. Deci veți menține axa București-Londra-Washington. Da, foarte clar în, și în relația cu Rusia și cu... Da, deci România trebuie să rămână în Uniunea Europeană și trebuie să adâncească cât mai mult parteneriatul cu NATO, un parteneriat strategic, mai ales văzând ce se întâmplă NATO cu Rusia. Sau cu Statele Unite? Nu, Statele Unite este un actor principal foarte important, cel mai important în NATO. Deci dacă vreți să mă întrebați direct cu Statele Unite, răspunsul este da, sigur că da, cu Statele Unite. Da, și cu Londra, da, și cu restul Uniunii Europene, da, cu Vestul. Deci România trebuie să rămână pe direcția Vest, nu se ducă spre Est. Nu-mi place deloc ce se întâmplă și chiar am temeri pentru țară. Toate aceste chestii, cum să zic, incerte și neclare spuse de actuala, de PSD și de Ponta, privind Rusia sau poziția, da, sau China, sau nu se poate. Deci, și apropo de independența energetică, da, trebuie să ne o câștigăm. Chiar dacă facem, nu știu, consumăm mai puțin o perioadă de timp, fiindcă nu putem să depindem noi și copiii noștri și tot așa de șantajul acesta rusesc. Da? Am zis odată în plenul Parlamentului, nu ne curge gaz rusesc prin sânge. Că tot așa discutam, dezbăteam și noi acolo cu Ucraina și altele. Deci nu putem să trăim sub această secure a gazului rusesc. Da, deci nu este o democrație Federația Rusă. După cum vedeți, eu sunt convinsă și iarăși lucruri pe care o le spun de mult timp, că vrea să refacă Uniunea Sovietică. Nu vrem asta. Ce să mai spun? Nu cred că e cineva care vrea asta. Să-și aducă aminte cum a fost, poate tinerii nu mai știu și... Deci nu vrem asta și deci trebuie să fim foarte, foarte clari. Sigur că trebuie să ai relații cu ei, trebuie să negociezi, dar să negociezi pentru țară, pentru a păstra România pe direcția vest, da? Apropo de asta, ca viitor președinte, veți face demersuri în continuare pentru reperarea tezaurului? Sigur că da. E bunul țării. Deci eu sunt protecția proprietății publice, da. Dacă nu mai sunt întrebări pe politica externă, Dan? Da. Atunci și continuăm pe politica externă și revenim cu întrebările cititorilor pe politica internă. Deja s-au adunat iarăși. Deci aș reveni un pic la Republica Moldova, fiindcă acolo e o situație mai complicată din cauza Transnistriei și v-aș întreba care ar trebui să fie poziția României față de Transnistria. Noi până acum nu prea am vorbit despre asta. Vorbim despre Moldova, dar despre Transnistria, unde există o situație tensionată, nu vorbim. Ce ar trebui să facem? Transnistria, regiunea transnistreană este cea cu care șantajează tot timpul Federația Rusă.
Ea este, ca să înțeleagă toată lumea, dincolo de Nistru și la graniță de la Odessa la Tiraspol, care este capitala regiunii Transnistriene, sunt 108 km, deci foarte aproape. Acolo populația este cam 30%, să zicem, moldovenească, români, 30% ucrainieni, 30% ruși și mai sunt 10% altele. Guvern, Parlament, Soviet Suprem se numește, cum să zic, e sub direcția, sub conducerea directă a lui Putin. N-a recunoscut nimeni, asta ca să înțeleagă toată lumea, n-a recunoscut nimeni această republică transnistreană, între ghilimele republică, s-au autodeclarat republică după acel război în 92, început la Dubăsari, s-au apucat să omoare țărani. Nu i-a recunoscut nimeni, nici măcar Federația Rusă. Dar și asta probabil că a fost o strategie. Dar ei s-au autoproclamat republică și la graniță sunt soldați cu Kalashnikov din armata rusă, da? Armata 14-a rusă. Deci asta este regiunea transnistreană. Acolo e o zonă și cu multă crimă organizată și trafic și altele. Dar ea face parte din teritoriul Republicii Moldova. Deci tot timpul susținem integritatea, tot ce se întâmplă cu Republica Moldova. Semnează acordul de asociere, face asta, 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 integritatea Republicii Moldova. Vă bazați pe voturile moldovenilor care au drept de vot pentru că au cetățenie română, pentru că ați militat pentru ridicarea știți vizelor cum de exemplu? Să știți că eu nu sunt gelosă de politician care să mă apuc să mă gândesc la voturi, să fac ceva pentru voturi. Eu m-am dus acolo deseori. Eu m-am dus în regiunea transnistreană, sunt 8 școli de limbă română. Le-am dus cărți, le-am dus de toate, și echipamente electronice. Dar le fac, nu le fac, mă gândeam, nu, că o să am nevoie vreodată de votul lor. Le fac fiindcă cred în asta, că vreau să-i ajut, că e normal să-i ajutăm. Apropo deci de... nu fac calcule de genul ăsta, asta zic. Deci lumea mă cunoaște, știe ce am făcut. Nu. Apropo... Lumea trebuie să uite și asta spun, să se uite la cine e omul, ce a făcut și dacă crezi că o să facă ce promite. Dar ca viitor președinte veți lupta să simplificați procedura de dobândire a cetățeniei române de către moldoveni? Am făcut-o odată, eu am lăsat o lege simplificată când am plecat Ministerul Justiției. Dacă trebuie să fie și mai simplificată, bine, dar trebuie să fie în practică înțeleg că sunt sunt situații în care sunt unii care, așa mi s-a spus cel puțin, dobândesc cetățenia fără să știe românești, care fac nu sunt, sunt ucrainieni, sunt alte... Da, există situații. Dar asta e corupție, deci ne-am întors la corupție, că de asta se ajunge aici. Pare rău și lipsa de locuri de muncă și lipsa de bani pentru sănătate și educație, tot datorită corupției. A fost... Pot să spun, explic de ce? Vă rog. Nu, toată lumea nu înțelege de asta, de ce țin eu atâta de corupție. Cel mai important e corupția când e vorba de sume mari de bani și în achizițiile publice. Deci cu statul, un contract. Sunteți ministru cutare, da? Transporturilor. Dacă X vine și vă dă o șpagă, sub orice formă ar fi, că sunt mai sofisticat, nu sunt mai bani, ca să-i dați un contract, contractul acela va fi de 10 ori, de 5 ori, de 20 de ori mai scump decât la prețul pieții. Cum sunt contractele de dezăpezire în România, kilometru de dezăpezire sau de autostradă, da? Asta înseamnă că ministrul transporturilor, dumneavoastră, îi veți da acelui om din banii publici de 10 ori, de 15 ori mai mulți bani, adică prețul contractului, decât prețul pieții. Diferența asta de bani, ăsta e costul corupției, nu șpaga. Bani care vin din bugetul ministerului, din bugetul primăriei, din banii noștri. De la noi toți, da. Și banii ăștia, dacă n-ar fi corupție, care să determine un contract cu o valoare mărită, ar rămâne în bugetul public și ar fi folosiți la educație, la sănătate, la asfaltarea încă unei străzi, la făcut un spital, da? De asta, asta e legătura. Și tot vreau să explic asta, că sunt oameni care spun, eu nu sunt corupt și nu mă interesează că aia doi sunt corupți. Ba da, că ți-au din buzunar, e simplu. Și atunci... Și afectează competiția, nu uitați. O economie fără competiție sănătoasă nu va produce servicii de calitate pentru oameni. Nici produse, nici servicii. Nici asfaltul nu va fi bun, nici cornul, nici pateul, nici... Asta vreau să spun, da? Am urmărit acest proces al lui Dan Voiculescu și am văzut audiențele uriașe pe care le... Atenția publică este în acest moment îndreptată pe acest proces al lui Dan Voiculescu. Credeți că, indiferent de deznodământ,
acest proces vă ajută pe dumneavoastră? Doamne, nu gândesc pe cuvânt. Cum să gândesc? Pentru că sunteți asociată cu reforma justiției, cu DNA-ul, etc. N-are nicio, nu văd nicio legătură. Și nici o vreo legătură între ca perioadă, da? Dosarul ăsta e de atâția ani de zile, da? Sigur. Așadar, nu legi. Nu, deci toată lumea știe ce am făcut, da? Deci, și atâta. Că mai era un proces zilele astea sau nu era, dar sunt atâtea altele, nu, care s-au terminat. Și atâtea altele care vedeți că se întâmplă și sunt pe rol. O altă temă importantă este... Dan, dacă aveai... Nu, eu mai am o întrebare de politică externă, pentru că e extrem de importantă și, până la urmă, ne privește pe toți ce se va întâmpla, până la urmă, cu Uniunea Europeană. Și vă întreb dacă sunteți, veți milita pentru o Uniune Europeană în care statele să cedeze mai mult din suveranitatea lor sau să rămână, să zic, situația de acum. Sau și mai rău, situația de care se vorbea, în care să avem o Uniune Europeană cu două viteze, cu două zone, una mai dezvoltată, centrală, da, și una periferică. Deci, unul, ca politică externă, integrare de plin în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă intrare în zonă Schengen și euro. Deci susțineți adoptarea monedei euro? Sigur că da, atunci când e momentul, dar da, trebuie. Uh-huh. Uite, una din țările baltice care a intrat acum, de la 1 ianuarie 2014, uh-huh, deși în timpul crizei, sau în fine spre final de criză, da? Deci Schengen și euro, ca asta înseamnă integrare de plină în UE, asta mai avem de făcut. Am spus cu NATO și cu parteneriatul strategic cu Statele Unite. Și acum, în ceea ce privește cum să fie Uniunea Europeană, în timpul, sunt pentru, ca să răspund direct, sunt pentru o Uniune mai puternică, unde decizia se poate lua rapid și concentrat. Asta înseamnă cedare din suveranitate. Bun, ca să nu se sperie lumea, știi, că nu mai este țară. Mă rog, nu-i neapărat din niște puteri un politice, lucru rău, pe noi niște ne-a ajutat puteri politice, da. Sunt convinsă că românii vor asta, dar să știți că, de exemplu, cei din Nordul Europei nu vor asta. Pentru că ei spun, noi vorbim, eu am încredere, spun ei, în... mai degrabă în ce fac parlamentarii, nu știu, olandezi sau, corect, da, decât în ce fac cei de la Bruxelles, că pe ăștia de acasă îi controlez, mm-hmm, mult mai ușor. Ei le scriu scrisori toată ziua, sunt de acord cu tine, cum ai votat, vezi cum votez, da? Și eu primesc scrisori din asta. La noi e invers. La noi e invers, dacă între populația au mai multă încredere, să ne facă, da, legile aia de acolo. Da, da, așa este. Dar asta e cu sudul și cu nordul, da? Acum, trecând deja, haideți să ne uităm la criză. Deci, în timpul crizei, trebuia să iei măsuri așa. Și s-au luat unele așa. Au stat oamenii noaptea, două, trei zile încuiați în birouri, în camere, în ședințe, în consilii și au luat. Dar, de ce? Trebuie să iei decizii foarte repede, pentru că scade euro, da? De exemplu. Sau împrumuturile cu Grecia, dacă vă amintiți, da? Și nu poți să termini un consiliu european cu șefi de state și guverne, cu toată presa afară și cu toată lumea să vadă ce se întâmplă, îi dăm bani, salvează Grecia, nu, sau da? Sau Uniunea și tu să nu ai un răspuns, că nu am înțeles. De ce spun asta? 27 de state membre. Asta înseamnă 27 de miniștri de finanțe de consultat și de agreat propunerile lor, de a ajuns la un consens. 27. Și 27 de șefi de state sau guverne. Poate că 2-3 dintre ei au aceeași părere, dar nu toți. Și atunci e o permanentă negociere care se face. Da? Deci e greu. Sau ok, s-au luat decizii. Dar e clar că trebuie ușurat procesul prin care iei decizii. Și o să mai spun ceva foarte simplu și ușor de înțeles. Uniunea Europeană a făcut o piață unică, ne vindem produsele, vindem, cumpărăm pe aceeași piață unică, a introdus o monedă unică, euro, dar nu are o politică unică cu care să gestioneze piața unică și moneda unică. Na, și asta ar fi o politică unică. Da? Avem o întrebare și de la corespondentul nostru la Bruxelles, Cristian Unteanu, care întreabă, suntem un stat ortodox, aduce în discuție practic elementul dumneavoastră de diferențiere, nu ortodoxia. Suntem un stat ortodox în zilele astea mai mult decât oricând și în continuare bazat pe patriarhat. Se vor duce oare românii să voteze o femeie președinte dincolo de orice reușită politică? Sigur că da.
Următoarea întrebare, de ce? Femeile sunt peste 50% din populația României. Deci, întrebarea însăși este ofensatoare pentru femei. Că se pleacă de o anumită prezumție, nu că nu ar fi capabile. Pentru toate femeile din România ar fi ofensatoare și pentru mine. Dar o să vă spun ceva, nu este nici pentru mine, nici pentru restul femeilor din România. Și sunt sigură că nu numai femeile înțeleg ce spun, ci și bărbații. Sunt slujbe pe care femeile le îndeplinesc mult mai bine și oricum eu îndeplinesc mai multe slujbe decât bărbații, că au și o gospodărie acasă. Și sunt mulți bărbați care știu asta. Deci eu îl văd un avantaj asta, nu un dezavantaj. Și repet, am fost ministru justiției, a pus ceva problema că nu pot să fac, nu m-am luptat cu toată lumea când a fost nevoie, că sunt femeie. Președinte în alte curți, e femeie, da? Sau proșef al DNA, e femeie. Apropo de șeful DNA... Deci din potrivă, vreau să vă spun, din potrivă. E un avantaj. Apropo de șeful DNA, cum apreciați activitatea doamnei Chioveși în fruntea DNA? Da, nu e... Cum să zic, nu sunt eu aceea să fac aprecieri de felul ăsta. O altă întrebare. Eu văd că DNA lucrează, da? Asta e, da? Păi nu, în sensul ăsta o întrebam. Păi da, nu? Sigur că da. Lucrează foarte bine. Ca viitor președinte, întreabă un alt cititor, cum vedeți medierea în vederea luării deciziilor economice dintre executiv, susținut de peste 50% în Parlament și restul partidelor de dreapta, probabil de socialiști? Pentru deciziile economice, a spus. Da. Da, primesc întrebarea asta. Acum s-a concentrat pe deciziile economice, dar vreau să spun un lucru. Eu nu mă schimb, toată lumea mă știe cum sunt când mă lupt pentru pentru obiectivul pe care vreau să-l ating și pe care îl spun public, nu e ceva ascuns și n-a fost niciodată. Doi, dar știu foarte bine să aduc oamenii la masă și să negociez. Și amintesc că în Parlamentul European am trecut prin vot, deci mi-am făcut o majoritate de vot pentru 40 de legi, fiind raportor al Parlamentului European, și asta a însemnat că la fiecare paragraf, nu la fiecare lege, la fiecare paragraf din lege, se negociază cu... mi-am făcut o majoritate de la stânga la dreapta pe oameni. Acolo, da, am luat pixul și mi-am scris ce voturi am și ce nu am și la cine trebuie să mă mai duc. Și aici sunt, cum să zic, următorul parlamentar român e 1 cu 4 și pe au 3-2-0-0. Da? Și eu am 40. Deci numai ca raportor al Parlamentului European. Deci când aud că nu negociez... Bun, întreb... Și, dar mai vreau să spun ceva. Dar sigur că îți pui o limită și spui sub limita asta nu trec, pentru că atunci nu obții nimic din această lege. Adică eu nu fac pasul înainte. Ok, poate îl fac mai mic decât aș fi vrut, dar continui și la anul fac altul. Dacă nu faci niciun, atunci sigur nu cedezi. Pe mediul economic, deci eu am de gând să lucrez. Dar, pe de altă parte, având o viziune pentru țară și luând voturile oamenilor, care deci vor acele obiective pentru țară, sigur că atunci ai o poziție de pe care poți să ceri guvernului să facă anumite lucruri sau să întorci niște legi spre promulgare. Sau, haideți să nu uităm că în 2016 sunt alegeri parlamentare și atunci dacă guvernul Ponta nu va face ceea ce vor oamenii să facă, o să plătească la alegeri. Asta e întrebarea concretă. Vezi? Iar pe partea financiară, evident că voi lucra cu specialiști, da? Adică pe partea financiară, nu o să spun acum că mă pricep. Da, mă pricep la economie, la educație, am studiat, am citit, știu de mult, știu ce ne trebuie, dar în rest lucrăm cu specialiști, repet, pe detalii și pe... Veți fi președinte și veți avea un premier pe Victor Ponta, că... V-am răspuns la întrebare. Da, și... și un guvern PSD. Deci ziceți că veți putea lucra. Deci eu acestea sunt obiectivele țării. Vă gândiți la un pact de coabitare cum a existat? Nu vreau să aud cuvintele astea. Nu faci pact. Dom'le, ăsta este un obiectiv de țară. Să zicem, fără corupție în educație, da? Sau fără corupție în sănătate, sau competiții corecte în sănătate, în educație, da? Competițiile corecte. Sau doctorii, că pleacă doctorii tineri, da? Să fie competițiile corecte, online, înscriere la concursuri, toate astea, da? Bun. Poți să spui nu la un asemenea obiectiv? Dacă vă spune nu la un asemenea obiectiv,
repet, o să plătească la alegeri. Deci, astea sunt lucrurile pe care le vor oamenii și pentru asta mă duc, că eu am, repet, puterea demonstrată în alte domenii, da? Nu în educație, dar în alte domenii, să le fac și să mă țin de ceea ce promit. O altă problemă sensibilă în România este permanenta agitația a unor lideri ai secuilor în ideea de a cere autonomie pentru zona aceea secuiască. Cum vedeți problema aceasta? Sunt îndreptățiți socială? Vi se pare că au destule drepturi? Cum vedeți lucrurile? Unu, drepturile minorităților sunt respectate pe deplin în România și dacă ne referim la drepturile minorității ungare sau la cei de acolo, la fel. Asta ca să chem, pentru că eu aud mulți colegi, să știți, și de aici, din UDMR, care sunt în Parlamentul European și care se plâng că nu le sunt respectate drepturile. Țin minte că eram la o întâlnire și discutam despre ce pățesc călugării tibetani, care, dacă cine nu știe, sunt schingiuiți, torturați, omorâți, și un coleg zicea, a început să vorbească despre minoritatea maghiară din România. Stați un pic, dar lumea nu știe, alții nu știu, da? Deci da, am intervenit și am povestit. Da, deci au drepturi. Mai departe, a vrea să fie, ca o zonă să fie independentă, asta intră la libertatea de exprimare. Și Belgia era făcută, formată din trei bucăți. Au ieșit oameni într-o noapte de la teatru și s-au adunat în piață și au făcut țara, ca așa au vrut. Dar a spune ce nu-mi place, bun, și nu cu, și nu cu cum să zici, trebuie să o faci în mod normal și cum dacă susții asta, adică să o faci, să o susții, cum să zic, cum susține o idee, da? Nu ostentativ și nu cu gesturi ostentative care se jignească pe ceilalți, da? Că e libertatea de exprimare, poți să spui, eu doresc asta, nu vine unul mie, ci eu vreau independența Buzăului, dar nu cu gesturi ostentative și cu ofense și cu insulte, așa cum am văzut. Sau Republica la Ploiești, da. Acum, ce mă deranjează foarte tare, ce nu-mi place, este că sunt încălcate drepturile românilor din Covasna și Harghita. Eu am fost acolo. Deci acolo nu sunt angajați de patroni dacă sunt români. Sau, în fine, e o problemă, da? Deci asta e o problemă despre care nu se vorbește, pe care eu o știu. Bun, mai avem două minute în acest moment. Vă veți da demisia din PDL? În acest sau moment, considerați că nu este în acest moment nevoie. Nu am considerat că trebuie să-mi o dau. O să vedem cum evoluează. Care va fi, dar am să vă spun de ce. Care va fi relația noastră în competiția cu candidatul susținut de PDL? Care va fi susținut? Deocamdată nu îl știm. Da. Haideți să vedem cine va fi și ce programare. Deci eu repet, eu nu dezbind dreapta. Deci asta este un lucru neadevărat sau nu știu, poate nu gândit până la capăt, dimpotrivă. Ajut dreapta să câștige. Aduc, repet, pe mine mă vor vota oameni, că eu văd, simt, văd și până acum, da? Și știți și dumneavoastră asta. Atât din partidele de dreapta, cu filozofie de dreapta, cât și din afara partidelor, acele mulțumiți care nu vin la vot. Iar eu chiar vreau să schimb asta în România. Fac această încercare. Să vină la vot cei care de mulți ani nu mai vin la vot. Și eu primesc mesaje de genul ăsta. Acum o să vin la vot. Vreau să strig această paradigmă din România, că gata, sunt 50% de care nu mai interesează, că oricum nu vin la vot. Ba da, hai să le dăm o variantă la care să vină la vot. Deci este un atu pe care l-am și de asta spun că practic ajut dreapta, că ce avem acum, partea dreaptă, nu cred că ajută, aduc din afara partidelor. Asta e părerea mea. Mai am eu o ultimă întrebare. Ce veți face ca președinte pentru a le reda românilor sentimentul de mândrie națională? Demnitatea națională. Toate astea, să intrăm în euro, să intrăm în Schengen, să fim respectați, să fim, să avem o țară, cum zice, să avem o țară ca o floare, ca afară, cum spuneau unii în parcă, nu? În 2012. Da, era într-o românii melodie. Din diaspora, da.
când toate astea merg bine, automat ești foarte respectat, da? Când toate astea merg bine. Mulțumim mult pentru prezența la Adevărul Live. Vă mai invităm pe parcursul campaniei electorale. Vă urăm succes în strângerea de semnături. Mulțumim mult pentru audiența pe care... Apropo, cum veți face strângerea de semnături? Că multă lume se întreabă, pentru restul lucrează partidele. Dumneavoastră, cum o să faceți? Cu voluntari deja. Sunt aproape 1000 care s-au înscris într-o zi jumate. Este formular care se dă, se semnează de către cel care completează. Voi merge și eu prin țară. Deci oameni care se oferă să se ducă să strângă semnături. Deja sunt o grămadă. Vreau lista, da? Trimitem lista astăzi. Eterna întrebare, bani de campanie de unde? Bani de campanie, evident, ca toată lumea din donat, dar trebuie să mai anunț campanie. Adică toată lumea zicea, candidează, să fie hotărât, nu să fie hotărât, da? Vă gândiți pe modelul american, un fel de strângere de fonduri? Sau? Da, vreau să fac un apel pentru donații mici, da, de la oameni. Plus că munca, voluntariatul e o muncă în sine pe care nu o plătești, da? Plus, poate vin și donații mai substanțiale de la cei care vor afaceri corecte. Și sunt, eu cunosc astfel de companii în România. Mulțumim mult pentru prezență și pentru răspunsuri. Mulțumim mult și dumneavoastră pentru că ați urmărit Adevărul Live. Rămâneți cu Adevărul Live în continuare. La revedere!